E timpul de povești, copii! Peștișorul de aur. A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi nu s-ar povesti. A fost un pescar care locuia împreună cu nevasta lui în apropierea unui țărm de mare. Bordeiul lor, pentru că locuiau într-un bordei, era sărăcăcios și dărăpânat, iar bătrânul pescar abia de apuca să pună ceva mâncare pe masă, așa că nu-i rămânea altceva decât să fie mulțumit cu ce avea. Ca să nu mai spun că era și slăbit de ani și de vremuri. Și avea o barcă veche cu care nici nu se încumeta să iasă în larg pe mare, ci doar să o țină legată la țărm, de unde la fiecare răsărit de soare își arunca undița cu speranța ca și în ziua respectivă să poată aduce de-a ligurii acasă. Dar prindea doar peștișori mititei cu care abia își astâmpărau foamea. Nevasta lui, femeie certăreață și rea, era mereu nemulțumită de ce îi aducea bărbatul acasă și se plângea necontenit de viața pe care o duceau. Și, bineînțeles, toate se spărgeau în capul bărbatului, care nu era în stare, după părerea ei, să arunce firul sau să țină undița în mână în așa fel încât să și prindă pește. Iată de ce omul din povestea noastră, amărât și gârbovit, stătea răsărit de soare după răsărit de soare, până aproape de apus, cu bățul în balta mare cât vedeai cu ochii, așteptând să prindă puțină pradă, măcar cât să își mulțumească femeia. Într-o zi, pe când stătea adunat cu gândurile lui și, ca de obicei, cu firul aproape nederanjat de creaturile mării, iată că bățul se mișcă și firul se întinse. Trezit ca din vis, pescarul nostru se puse pe tras și trase. La cât e de ușor? Cred că iar am agățat vreo meduză, gândi el. Dar când să iasă prada din apă, o lumină nemai văzută îi bătu în ochi pescarului. Pasămite, prinsese un peștișor nemai întâlnit, ca un globuleț de aur care era agățat în cârligul nemilos. Strigă peștișorul. Bătrânul era buimăcit. Vorbea vietatea din cârlig sau pur și simplu și-a pierdut mințile de foame? Înțelegi tu, pescarule, că nu sunt un peștișor obișnuit. Acu greu nu-i fu bătrânului să înțeleagă că prada lui nu era una obișnuită. Părea peștișorul făcut din aur curat și sclipea de mai că-ți lua vederea. Lasă-mi viața, aruncă-mă în apă și-ți voi împlini 3 dorințe, zise peștișorul. Se scârpină bătrânul în creștet, gândindu-se că e aproape amurgul, iar găleata lui e tot goală și ce-o să-i vadă pielea acasă de la hămesita de nevastă sa, numai sufletul lui știe. Da, om bun fiind și cu credință mare în Dumnezeu, moșul nostru desprinse cu mare grijă cârligul și dădu drumul peștișorului în apă. Cred că am visat, mai zise el, văzând că apa nici nu se mișcă și că nu-i nici picătură de peștișor. Își luă traista în băț și găleata în mână și se întoarse cătrănit acasă. Da, cât pește ai mai adus? Îl întâmpină ca o mătrăgună nevasta. O să mănânci cât ai prins, îmi ba și pe deasupra, că de mine nici cât-ți pasă. Da,
moșu, ca să o îmbuneze și să-i și desprindă atenția de la găleata goală, îi povesti pățania cu peștișorul. Și tu? L-ai aruncat așa, ca nărtutul? Ce dorințe ai zis ați împlini? Păi, măi, babă, eu tare mic am visat, zise moșu. Dar când văzu fruntea babei că se încrețește și mai rău amânie, zise repejor: Da, mă duc îndată mâine la răsărit și îl chem și îi zic să-și țină făgăduiala. Așa să faci, zise baba. Și să-i spui că-mi trebuie o covadă nouă, că aia în care frământ acum e spartă și îmi curge făina înainte de a apuca o frământa. Zis și făcut. Nici nu apucă soarele să arunce o primă rază, că moșul nostru era deja pe malul apei, strigându-l pe peștișor. Spre surprinderea moșului, care încă mai bănuia că fu vis, o lumină plăcută, aurie, veni din adâncul apelor. Care ți-e dorința, moș bun și blând? Întrebă peștișorul. Iaca și iaca ce m-a adus. Asta vrea baba mea și pace. Păi nici nu-i mare lucru, zise peștișorul. Mergi acasă în pace și o să aibă baba ta ce și-a dorit. Mare bucurie pe moșneag. Era prima dată în mulți ani când găsi baba toată un zâmbet. Numai că nu-i trebuie mult să înțeleagă că zâmbetul era cam șiret. Ia că e bun de ceva peștele ăsta al tău. A trecut de încercarea mea. Acum dă fuguța și spune-i că ăsta bordei în care ne ducem traiul stă să cadă, să-mi facă repede repejor o casă mare și frumoasă, de-aia în stilă boieresc. Să cadă din picioare moșunul alta. El era din fire modest și cumpătat și se mulțumea cu puținul lui de zi cu zi. Dar la cât începuse baba a urla, nu-i rămase decât să se întoarcă la malul apei, unde cu glasul tremurat strigă peștișorul. Și iar lumina se arătă din apă și iar peștișorul întrebă cu ce îl poate ajuta. Și bătrânul îi povesti cu sfială de a doua dorință a babei lui. Dar nu te rușina, moș drag și bun. Ți-am făgăduit împlinirea a trei dorințe. Deci nu faci decât să-mi ceri dreptul tău. Da, dragul moșului, dar parcă e prea dorința muierii mele. Mergi cu bine, un bun, și dorința ta se va îndeplini. Și să vezi uimire pe moș când se apropie de locul unde știa bordeiul și văzu o casă frumoasă. Ce mai la deal la vale, un conac în toată regula. Și pe muierea lui, dând ordine unor slugi apărute ca din pământ. Mișcă mai repede, că nu mai pot, strigă Cocoana, că de nu mai era baba de ieri alaltă ieri. Vino să ajuți în curte, că uite câtă treabă e și eu am vizite de făcut. Mai să fie, își spuse moșu. Da, măcar de s-ar fi liniștit boieroaica din atât. De unde? Nici câteva zile nu trecură de la toată tărășenia, că iaca, într-o dimineață, moșul se trezi zgâlțâit de consoartă. Scoală! Scoală, n-auzi? Du-te cum ți-o fi dusul și spune-i peștelui ăluia fermecat că nu mai mănânc pâine și sare cu tine dacă nu mă faci împărăteasă. Una mare, cu palat și calești. Auzi? Aud. Cum nu-i auzi când strigi atât de tare? Zise moșul. Dar cum o îndrăzni oare să cer așa ceva? Ia ca să îndrăznești, că-i dreptul tău și al meu că te sufăr.
Ai zis trei dorințe? Iaca, asta e a treia. Și pleacă mai repede cu plecatul. Caldă minte, repun slugile să te fugărească, auzi? Și se ridică bietul moș să se ducă la țărm. Ce alta putea face? Ajuns acolo, se arătă peștișorul vesel să-l vadă pe cel ce-i cruțase viața. Dar abătut mai ești, moș bun, spuse peștișorul întristându-se și el. Păi cum nu-i fi, drag peștișor? Este ca și una alta babei mele. Nu-i mai ajunge cu lacul. Acum se vrea împărăteasă, înțelegi? Și ce că să-ți spun că pâine și sare cu ea nu mai pot mânca dacă nu îndeplinești dorința? Ei, zise peștișorul nițel întristat. Merge acasă cu bine. E a treia dorință. Deci de acum nu știu dacă și cum ne-am mai vedea. Și plecă bătrânul, parcă mai gârbovit, mai ales la gândul că n-o să-l mai vadă pe peștișor. Aproape de locul unde știa conacul, se vedea o lumină. Ei, ce să fie? Se gândi moșul. Și rămase iac așa, cu gura căscată, când își dădu seama că lumina venea de la palatul nevestisii. Ce să vezi, măi, vere, dita mai castelu, pe locul unde cândva, nu cu multă vreme înainte, era un bordeiaș mititel și care stătea să cadă. Iar sus de tot, în balconul fastuos, era ea, împărăteasa, care-i tunea și fulgera. Bine te-ai procopsit, biet pescar, își zise moșul. Iaca, dacă mi-a trebuit să-i povestesc muierii despre peștișorul cel de aur fermecat, dacă mi-aș fi ținut gura și mi-aș fi astupat urechile, aș fi trăit ca până acum, fără toanele bogăției, doar cu nevasta mea cicălitoare și atât. Dar nu apucă să își termine moșul gândul că fulgere și trăsnete se abătură asupra lui din gura muierii. Ce ai mai venit? Ce vrei? Doar nu-ți închipui că pot eu, împărăteasa, să viețuiesc lângă un sărântoc ca tine. Să pleci unde-i vedea cu ochii și să nu îndrăznești nici măcar să arunci o privire. Înțeles-o mai? Înțeles. Băigui moșul, care aproape rămase fără suflu. Iaca unde m-a adus lăcomia nevestemii. Nici acoperiș deasupra capului nu mai pot avea. Și-o porni încetinel, abătut, înapoi spre malul mării. Era singurul drum pe care îl cunoștea, bietul de el. Aproape plângând se așeză pe țărm și încercă să-și încropească un culcuș. Deodată, un gând năstrușnic îi veni în minte. Peștișor de aur! Peștișor fermecat! Drag peștișor! Începu să strige. Știa că se încheiase cu dorințele, dar tare avea o nevoie să vorbească despre ceva cu peștișorul. Aici sunt, bătrâne pescar, spuse peștișorul ivindu-și căpșorul auriu din apa mării. Dragul moșului, drag peștișor, știu că dorințele mi le-ai împlinit, dar tare aș avea la tine o rugăminte. Numai dacă poți să-mi împlinești, ia înapoi tot ce i-ai dat babei mele și dă-mi înapoi bordeiul meu sărăcăcios. Peștișorul nu putu nici măcar răspunde. Se uită trist la moș și abia într-un final îi spuse: nu mai deznădăjdui, du-te acasă, o să fie cum se poate mai bine. Și, parcă mai înviorat,
Moșul o luă spre lumina care încă se vedea dinspre palat. Lumină care se amestecă încet, încet cu apusul. Și uite așa, baba cea lacomă și veșnic nemulțumită îl aștepta din nou în curtea bordeiului lor dărâpânat. Când își văzu moșul căsuța, râsuflă adreptate. Nemulțumitorului, îi se ia darul, măi nevastă? Șopti încetişor, zâmbind mulțumit de sărăcia lui. Și-am încălecat pe oșa și v-am spus povestea așa. Noapte bună, copii! Ridichea uriașă. A fost odată ca niciodată, au fost un moș și o babă, grozav de harnici și gospodari. Aveau o grădină de zarzavat pe care o numeau Grădina de Paradise și o livadă cu care se mândreau în tot satul. Mai tot timpul găseau ce să culeagă din minunata lor grădină. Într-o zi, când moșul se duse să culeagă câteva din cele roade din grădina de zarzavaturi, iată văzu că una dintre ridici crescuse atât de mare cât o zi de post, pa chiar mai mare. Încercă moșul să o cuprindă în brațe, dar nu reuși, atât de mare era ridichea. O prinse de un mănunchi de frunze câte putu cuprinde cu mâinile lui și trase să o scoape din pământ. Și trase, și trase. De unde? Cu toată puterea lui, că era în putere moșul nostru, nu reuși să scoată ridichea din pământ și pace. Nevastă, măi nevastă, ia vin de vezi ce n-ai mai văzut. Da, ce-ar putea fi oare? Ia ca ce mare s-a făcut ridichea asta! Ții, dar cum așa? Că am pus sămânță ca fiecare. Da, hai să nu mai stăm gură cască. Scoate-o din pământ și să facem o salată de pomină. Păi, a scoate eu, cum nu? Dar vezi că nu pot. E atât de mare și are rădăcini atât de puternice că nici s-o cupri nu pot, nici s-o trag din pământ afară n-am reușit. Dar haide mă ajută! Prinde-mă de colea de mijloc și hai să tragem împreună! Zis și făcut. A prins baba de moș, moșul de un mănânchi zdravăn de frunze ale ridichii și traseră! Traseră! Fuuu, dar puternică e ridichea asta! Stai să o chem și pe nepoțică, ea e tânără și puternică! Lenuțo! Lenuțo, draga bunică-i! Haide ne-ai ajuta cu ridichea asta uriașă! M-ai strigat, bunico? Strigat! Care-i baiul? Iaca! Eu și bunică tu ne străduim să scoatem ridichea asta din pământ și nu reușim! Wow! N-am mai văzut așa ceva! Haide ne ajută! Cum să nu, bunică? Iaca! Și prinse lenuța de bunică, bunica de moș, moșul de ridiche și traseră! Traseră! Mare minune ridichea asta a voastră! Stai să chem în ajutor pe Azorel! Azor! Mai Azor! Cuțu, 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 cuțu! Azor apăru imediat, fluturând din codiță bucuros că poate fi de ajutor. Mai Azorele, dragă, ia ajută și tu! Poate împreună o putea scoate ridichea! Și prinse Azorel de lenuța, lenuța de bunică, bunica de moșneag, moșneagul de ridiche și traseră! Traseră! Băi, măi!
Așa ceva n-am mai pomenit de când mama m-a făcut. Bunicule, eu chem și pisica. Tigruța, ia fă-te încoași și ajută și tu. Veni tigruța, miorlăind deranjată, dar puse și ea lăbuțele la treabă și prinse de Azorel. Azorel prinse de nepoțică, nepoțica prinse de bunică, bunica de moș, moșul de ridiche și traseră până se prăvăliră la pământ cu toții. Dar de răzbit cu ridichea, tot nu răzbiră. Da, n-a podat treabă. Cum om scoate-o la capăt? Uite un șoricel, bunică! Hai să-l chemăm și pe el. Chit, 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 hai și tu să ne ajuți. Că știi vorba aia, puturuga mică răstoarnă carul mare. Poate puterea ta, mititică, e când ne trebuie să răzbim cu ridichea asta uriașă. Chit, cum să nu? Spuse șoricelul. Am uitat să vă spun că în povești toate animalele pot vorbi. Și prinse șoricelul de pisică, pisica de cățel, cățelul de nepoțică, nepoțica de bunică, bunica de moșneag, moșneagul de ridiche și traseră! Și scoaseră ridichea din pământ. N-am pomenit niciodată așa o ridiche uriașă. Și cât a trebuit să ne punem cu ea? Da, draga moșului, dar unde-ți mulți puterea crește și când ne unim, ia că răzbim! Și așa se făcu, descoaseră împreună ridichea cea uriașă, care era atât de mare cum nu mai văzuseră ei de când lumea și nici nu aveau să mai vadă vreodată. Iar eu am încălecat pe oșa și v-am spus povestea așa. Jack și vrejul de fasole. Căsuța cu acoperiș de paie de la marginea satului nu era alta decât căsuța lui Jack, un băiețel cu părul ca pana corbului. Mama lui, femeie bună ca pâinea caldă, era tare necăjită că nu putea oferi puiului ei un trai bogat și ușor, și asta pentru că erau tare săraci. Vânduseră rând pe rând toate, carul, boii, caii, caprele, și le mai rămăsese doar albuța, văcuța care le asigura traiul de zi cu zi, dându-le lapte proaspăt și înspumat. Dar iată că veni și ziua în care nu mai aveau ce face decât să vândă și pe albuța. Cum să facem asta, mamă? E singurul suflet rămas pe lângă noi și e singura noastră sursă de hrană. Of, dragul mamei, dar mai sunt și altele de trebuință și... Așa că luă Jack pe albuța de frânghie și plecară la târg. Drumul nu îi mai fu atât de drag băiatului. Nu mai auzea nici ciripitul păsărelelor, nici susurul izvorului, pentru că gândul îi era înnegurat. Cum să dea el pe albuța lui? Și trist, cu văcuța după el, ținea cărarea care ducea către târgul de la marginea celui mai apropiat oraș. Cum mergea el așa abătut, iată că deodată îi răsări în cale un moșneag. Încotro, băiețaș, așa de dimineață? Iacă, mă duc la târg să vând pe albuța. Nu mai avem altă cale. Tare n-aș da-o, dar măicuța spune că nu putem altminteri. Păi nu trebuie să bați atâta cale. Pot eu să o cumpăr. Și cât îmi dai pe ea? Îți dau... Dar să nu te înfurii până nu asculți totul. Îți dau astea 5 boabe de fasole. Cum? Am zis doar să nu te înfurii și să asculți până la capăt. Fasolea asta nu e o fasole obișnuită. E fermecată ca tot ce e fermecat în povești și mult bine o să-ți aducă. Jack dădu să mai spună ceva, dar boabele din mâna bătrânului începură a străluci ca vrăjite. Nu știu de ce, dar dintr-o dată te cred, bunicule. Așa să faci, băiete,
Și ascultă aici, când le vei planta, vor crește până la cer. Și Jack luă boabele de fasole, dădu frânghia cu albuța în mâna bătrânului și o porni fericit spre casă. Mamă! Mamă! Ce e, Jack? Ce s-a întâmplat? Cum de-ai venit înapoi atât de repede? Și unde e albuța? Am vândut-o, mamă, așa cum ai zis. Și cât ai luat pe ea? Iacă, mamă, am luat pe ea boabele astea fermecate. Și Jack deschise palma în care ținuse strâns, ca pe o comoară, boabele de fasole. Fasole, Jack? Ai dat pe albuța noastră pe fasole? Jack, ce-a fost în mintea ta? Era tot ce aveam mai de valoare. Și nebunită de furie, mama luă boabele din mâna fiului ei și le-a zvârli pe fereastră. Tare s-a mai întristat Jack și în seara aceea s-a culcat și nemâncat și foarte supărat. Ce prost am fost, zise Jack realizând ce făcuse. Cum să o dau eu pe albuța noastră pe un pumnișor de boabe? Tare m-a mai păcălit moșul ăla, of! Și tot într-un oftat o ținu Jack al nostru până a dormi. De aici până la cântatul cocoșilor din vecini trecu parcă un veac. Atât de agitat fus somnul băiatului. Se trezi la fel de furios pe cât se culcase și aruncă ochii pe gemuleț cu gândul să certe cocoșul grăbit să anunțe răsăritul. Dar? Ce să fie asta? Jack nu-și putea crede ochilor. În locul în care mama aruncase cele 5 boabe, crescuse un vrej căruia nu i se vedea capătul, că era sus de tot, în norii albi și pufoși. Mai să fie! Oare să fi avut dreptate moșul și boabele să fi fost fermecate? Mamă! Mamă! Ce-i, Jack? Ce s-a întâmplat? Uite, mamă, ce avem în grădină! Doamne, băiete! Asta nu poate fi decât ceva fermecat! Și ieșiră amândoi în curte să vadă minunea chiar de la rădăcină. Vrejul era cu adevărat uriaș. Arăta ca o scară ce invita pe privitor într-o excursie către cer. Și nici una, nici două, Jack al nostru se puse pe cățărat. Jack, mamă! Dă-te jos! Jack! Jack! Degeaba! Jack urca și urca și era din ce în ce mai fascinat de ce putea vedea de acolo de sus. Și tot urcă până ce norii coborâră de deasupra, de desubt. Ce minunăție! Gândi Jack și urcă mai departe. Dar nu după mult timp, o lumină îi străluci înainte băiatului. Ce să fie asta? Seamănă cu o cărare. O cărare de aur. Așa și era. O cărare de aur care ducea către un castel strălucitor. Jack sări de pe vrej și înaintă până la poarta castelului. Ușa se deschise fără să facă niciun zgomot, ci parcă fără să vrea, Jack se trezi într-o sală a tronului, iar tronul era ocupat de o ființă ciudată, mare și verde și care sforăia de mama focului. Alături de tron și de uriașul de pe el, era o masă plină cu bunătăți de toate felurile. Ce foame mi s-a făcut dintr-o dată! Și din câte sunt aici pe masă, nu cred să vadă cineva că lipsește o bucățică. Așa că, Dumnezeu mă ierte, o să-mi buc și eu câte ceva. Zis și făcut. Jack se apropie de masă și, când se apuce o bucățică de ceva, un zgomot puternic și o bubuitură îl speriară îngrozitor. Se ascunse în primul cotlon ieșit în cale și nu mică-i fu mirarea când îl văzu pe uriaș îndreptându-se către masă. Fe-fu-fum, miros carne de om. Puu, ce îi tremurau nădragii băiatului, dar se făcu cât de mic putu și aproape că nu mai respiră. Căută uriașul peste tot, dar nu dădu de Jack, așa că se mulțumi cu ce avea de mâncare pe masa plină cu de toate. După ce înfulecă din vreo câteva farfurii uriașe, arătarea verde scoase de la brâu o punguță de galben, o scutură la ureche zâmbind mulțumit de sunetul banilor, apoi o puse pe masă și plecă să se culce la loc cu un căscat cât toate zilele.
Când începu să se audă iarăși sfărăitul, Jack ieși din ascunzătoare și se gândi că bine le-ar mai prinde punga de bani. Se urcă pe masă din câteva mișcări agere, puse în spinare punguța uriașului, care pentru Jack era sac de-a binelea, și o porni pe drumul către vrej. Coborârea fu și ușoară și distractivă, pentru că vrejul practic se transformă în cel mai haios tobogan. Ajuns jos, își strigă mama fericit: Mamă, mamă! Uite ce bogăție am adus! Și povesti mamei din fira păr toată aventura. A doua zi, vrejul îi făcu cu ochiul din nou și Jack, până să se trezească satul, o porni în sus spre regatul uriașului. Și de data asta îl găsi dormind. Și, ca și în urmă cu o zi, zmeul, că de fapt asta era uriașul, simți miros de om, sări ca ars din tronul în care adormise și începu să caute frenetic. Nici de data asta nu-l găsi pe Jack și, ca să-și potolească furia, merse la găina lui de aur și îi dădu o comandă ciudată. Cel puțin așa îi se păru lui Jack. Fă un ou de aur, acum! Tună porunca zmeului. Și găina, nici una, nici două, făcu un ou cu totul și cu totul de aur. Uriașul își făcă prada și puse oul triumfător într-un coș, alături de altele la fel de strălucitoare. Jack așteptă să meargă dumnealui zmeul înapoi în jilțul lui, care să-l îmbie la somn, și procedă ca în ziua precedentă. Își făcă găina și vzzz pe tobogan până la măicuța lui, care rămase cu gura căscată când văzu ce poate face pasărea fermecată. Jack, mamă, mă tot gândesc de ieri la bogăția care a venit peste noi. Dar, Jack, astea nu-s ale noastre. Tu le-ai furat, Jack, și asta nu e bine. Dar, mamă... Nu, Jack, nu vreau niciun cuvânt în plus. Promite-mi că te oprești aici. Și ca să fiu sigură că nu se mai repetă, te rog să iei toporul și să tai vrejul cel fermecat. Ieși, Jack, am abătut, dar... Mama are dreptate. Nu se cuvine să iei lucrul altuia, fie el și uriaș din povești. Luă toporul din hambar și se îndreptă spre vrej, care străluci într-un fel aparte, parcă îmbiindu-l la cățărat. Nu! Am zis că nu mai fac. Și totuși, parcă m-aș mai urca odată, doar odată, și apoi promit să-l tai. Și într-o clipită, era iar sus pe vrej către castelul uriașului. Îl găsi ascultând o muzică plină de magie. Avea uriașul o harpă fermecată care scotea o melodie cum doar în alte sfere poți auzi. Iar muzica îl adormi pe zmeu, pentru că începu să sfărâie mai ușor la început, apoi din ce în ce mai puternic. Iar doarme. Mare norocosiș, Jack. Și nici una, nici două, își făcă harpa și pe aciție drumul. Doar că harpa nu voia să se lase furată. Așa că se puse pe strigat: Stăpâne! Stăpâne! Un spăiat mă fură de lângă tine! Se trezi zmeul pe dată și, văzându-l pe Jack, începu a striga: Așadar tu erai hoțul! Să-mi dai pe loc îndorât punga și găina și harpa! Și se puse pe alergat după Jack. Dar băiatul era iute și ajunse de grabă la vrej. Ca de obicei, se dădu fuguța jos, văzu toporul lăsat nițel mai devreme la rădăcina vrejului, îl prinse cu putere și începu a lovi. Și lovi, lovi, până vrejul căzu, iar zmeul, care se vedea deja dintre nori, se prăbuși cât era de mare și se făcu fărâme. Jack, dragul mamei! Strigă mama ieșind în mare fugă din casă. Ce ai făcut? Mi-ai promis că nu mai faci și tu! Ai dreptate, măicuță, ai dreptate. Am promis, dar curiozitatea, lăcomia, m-au făcut să mai urc odată. Am înțeles unde am greșit. Te rog să mă ierți. Iar de azi înainte, nu o să te mai dezamăgesc niciodată. Și Jack se ținu de cuvânt. Niciodată nu mai puse mâna pe ceva care nu-i aparținea. Și mai mult decât atât, construi împreună cu mama lui o gospodărie de poveste. Și în locul căsuței cu acoperiș de paie,
Acum era o casă nițel mai răsărită, cu o curte plină de animale și o grădină, așa, ca în povești. M-au bucurat cele luate de la uriaș, dar nu era o bucurie adevărată. Acum, uitându-mă la rodul muncii mele, sunt cel mai fericit băiat din lume. Și uite așa a învățat Jack al nostru că oricâte bogății ai avea, cele mai de preț sunt cele făcute cu mâinile tale. Sfârșit!